Seara, dragi prieteni, un pic s-a mai răcorit, dar au fost temperaturi extrem de mari și astăzi și din păcate vor mai fi și zilele ce urmează. Am zis că profit un pic de răcoarea asta de seară și de faptul că sunt liber astăzi să vă mulțumesc din suflet pentru cele 5.000 de, cele 5.000 de abonați. Am depășit baremul de 5.000 de abonați. De asta dau datorită dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Și ca o răsplată m-am gândit să schimb un pic optica canalului. Ați văzut că în ultima vreme am cam intrat în jocul câtorva hateri care, din păcate, s-au dedat și la jigniri și chiar nu-mi convine să fiu jignit așa, mai ales că nu știu de cine sunt jignit, nu cunosc persoana și nu știu cum își permit să mă jignească atâta timp cât nu mă cunosc. Poate asta este un scop al lor, să urmărească diferite canale și să jignească, dar astăzi, așa a vrut Dumnezeu, ca cu mătra Luiza, o salut pe această cale, să-mi dea un mesaj foarte frumos, prin care mi-a spus că e timpul să apăs butonul de ignor. Din fericire, nu am găsit buton de ignor, am găsit buton mai bun, de, ca un fel de bloc, de ascundere a comentariilor răutăcioase și jignitoare și a utilizatorilor. Fapt ce am și făcut, câțiva dintre dumneavoastră ne-a părăsit pentru că m-am săturat să fiu jignit. Și pentru ce? Pentru că îmi prezint animalele și cu bune și cu rele. Și nu mi-e rușine de animalele mele, chiar dacă ar avea 100 de grame pe zi, înseamnă că atâta pot și înseamnă că trebuie să umblu la linia lor și la să metisez ăsta. Dar v-am spus de ce căprițele mele au lăptiuc mai puțin. Pentru că este și foarte cald și pentru că nici nu le scol la pășune, nu mănâncă verdeață, mănâncă doar uscătură și aceea nu este în exces. Nu mai are rost să repet de ce, pentru că, v-am spus, nu este targetul meu să obțin cantități mari de lapte vara. Targetul este să obțin lapte iarna, începând cu 1 decembrie, chiar și luna lui decembrie, când toate caprele au înțărcat. Atunci trebuie să am eu lapte. Decembrie, ianuarie, februarie, martie. Deci, ca o schimbare a opticii canalului, de azi înainte, cine adresează injurii și jigniri va fi ascuns, iar automat comentariul va fi șters. Pentru că nu-mi doresc să devin un canal de jigniri și de injurii, mai ales că am și pus botul și eu un pic și am coborât la nivelul vostru. Am zis că vă dau o lecție așa, să știți, să vedeți că și eu pot jigni, dar nu se merită, nu rezolv nimic, doar necăjesc și ceilalți abonați ai canalului care vor să vadă în canalul meu un canal de relaxare, nu de stres, de nervi, de jigniri, de polemici. Canalul meu este un canal care prezintă niște căprițe, o mini-gospodărie, o mică gospodărie și probleme cu care ne putem confrunta în această îndelnicire. Deci, v-am spus, aproape fiecare video al meu este ca o chestie din care putem să învățăm toți și v-am invitat pe fiecare, de fiecare dată să scrieți în comentarii și părerea dumneavoastră, dar v-am spus de azi înainte, doar în limitele bunului simț, fără jigniri, accept orice critici, nu sunt perfect, sunt conștient de asta, am și eu defectele mele,
mă enervez repede, ăsta poate și datorită anilor de muncă cu omul și psihicul meu nu mai este ca la 25 de ani. V-am spus, vă aștept cu orice critici, orice comentarii constructive, mai puțin cele prin care jigniți, atât pe mine sau pe alți urmăritori ai canalului, chiar și prin cele două filmulețe primite de la domnul Liviu de la domnul Tol. Ei, Ramon. Deci, domnul Tol a vrut doar să ne trimite două filmulețe pentru a vedea și noi niște exemplare frumoase și s-au trezit o grămadă, 1, 2, 3, v-am spus, de deștepți care se adreseze jigniri și că nu e atâta lapte, că nu, dar nici nu are importanță cât lapte are și căprița aia ce a prezentat-o domnul Tol. Pentru că nu este de vânzare, noi nu am făcut o promovare ca să... Băi, Ramon are ce are cu trepiedul. Înțelege și el mai greu un pic, ca și familia de unde provine. Da, unde rămăsesem, la domnul Tol, care... Săracul s-a și supărat, a zis că mai bine să șterg aceste video de pe canal, dar i-am spus că nu are rost să cedăm în fața la 1, 2, 3 hateri care n-au altceva de făcut decât să adreseze jigniri. Ei, Ramon vrea să restricționeze acest video, pentru că YouTube nu agrează monte la animale, nu știu de ce. Și vedeți că Ramon simulează o montă. Că tot veni vorba de monte, vă spun că Sheik a montat două căprițe, ieri a montat-o pe Șuta, acum am văzut eu cu ochii mei, și astăzi a montat-o pe Zâna, care v-am spus că nu eram sigur că s-a montat acum o săptămână, sau undeva prin, nu știu în ce dată, cred că în 7, pentru că nu am văzut-o sosară, dar astăzi am văzut-o murdară bine la coadă și am văzut-o sosară. Deci până acum sunt montate două căprițe și Doamne ajută să se monteze și celelalte trei și mai ales micuța, pentru că aș fi foarte bucuros să le duc noilor proprietari și montată, posibil zilele acestea să se monteze și atunci ar fi foarte bine. Ce mai vreau să zic, deci cam asta va fi politica canalului, capre, porumbei și câini. Deci de azi înainte cei care jignesc vor fi ascunși de pe canal și comentariile vor fi șterse. V-am spus, nu am nicio problemă cu critici în limita decenței, cum este și domnul Zeneldeac, nu știu dacă pronunț bine, și el are tot timpul critici constructive, care le-am acceptat tot timpul, dar nu a jignit niciodată, nu a adresat expresii jignitoare și aș vrea să fie încă zeci de urmăritori ca dânsul care să-mi adreseze critici, pentru că v-am spus, nici eu nu sunt perfect, sunt și eu om, plus că am avut și am în spate o carieră de 25 de ani de muncă doar pe ordine publică, doar pe scandaluri, pe probleme.
Cam bun. Parcă știe și Ramon și Sofia aici să vină să exerseze dansul nupțial. Vă dați seama că este doar o joacă, pentru că n-au decât 3 luni și ceva. Și nu se pot monta la vârsta asta, dar am observat că dacă YouTube vede un ied că sare pe alt ied, gata, restricție că nu este potrivit pentru public. Bine că sunt potrivite alte video, dar nu intru în detalii și vreau să fiu mai zen. Am și tricoul ăsta roz pe mine. Deci, sper că v-am făcut să înțelegeți. Vă rog să mă scuzați pentru disconfortul creat de faptul că am intrat în jocul 1, 2, 3 inch, care au vrut să mă provoace. Dar, de azi înainte, ce să vezi, domnul Doru va da ignor la aceste comentarii și mai mult decât atât va ascunde utilizatorul și va șterge comentariul în momentul în care îl voi vedea și voi constata și voi considera că aduce injurii, aduce jigniri atât persoane mele cât și altor persoane care urmăresc acest canal. Deci, sper să rămâneți alături de mine. Vă mulțumesc încă o dată din suflet că m-ați urmărit atâția ani și că am ajuns la frumoasa cifră de 5.000 de abonați, așa fără să solicit la nimănui să se aboneze. Și rămâneți aproape pentru că zilele acestea va urma un video pe care îl aștept de 4 ani, de când am înființat ferma. De când am înființat ferma, aștept să fac acest video și să vă aduc la cunoștință dorința mea cea mare din acești 4 ani. Cea mai mare dorința mea, cred că mulți știți. Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns să fie palpabilă această dorință să se îndeplinească. Urmăriți următorul video sau poate mai va fi un video și celălalt prin care veți vedea despre ce este vorba. Nu-i voie, ei, prințesa, căprițele mele vor să mă acapareze doar ele. Vă mulțumesc pentru vizionare și încă o dată mii de scuze pentru disconfortul creat prin acele comentarii prin care am răspuns provocărilor. Promit să nu se mai întâmple și promit că canalul Capre, Porumbei și Câini va fi exclusiv pentru creșterea căprițelor, porcilor, câinilor, porumbeilor, găinilor și ce mai am pe lângă casă. Și vor fi ca niște schimburi de experiențe cu dumneavoastră ca să vedem cum este cel mai bine să facem pentru a progresa cu căprițele, pentru a avea lapte mai mult, mai gras, pentru a avea clienți, pentru a asigura hrana animăluțelor. De aceea vă rog să rămâneți alături de mine și promit eu să fie mult mai bine ca și până acum și veți vedea un alt Doru. Sănătate multă, mulțumesc încă o dată, îmi ridic pălăria în fața dumneavoastră, mulțumesc pentru răbdarea avută și pentru sprijinul acordat. Sănătate multă!